Iată aici, alături de Constantin Măgureanu, este o familie din Dâmbovița, prieteni foarte, foarte buni. Este vorba de Nicoleta Vasile și Gheorghe Ciucioiu. Nicoleta, întotdeauna în spatele unui bărbat e o femeie puternică. Sunt sigură că bărbatul tău nu spune nimica, vorbești tu, tu îl reprezinți. Așa că am să te rog foarte frumos să vorbești despre Constantin, să spui câteva vorbe. Nu vedeți ce țăpănoasă e? Așa, da. În orice caz, eu vă spun de pe acum, toate vorbele de laudații o să fie scurte, ca să fie mai mult timp de cântat. O să așa, maestre? O să încerc. Mă bucur că printre prietenii dragi lui Constantin Măgureanu mă număr și eu. Mă plec, dragii mei, în fața acestui titan și mi-asum toată responsabilitatea când spun acest lucru. Acest titan al muzicii populare, acest reprezentant de seamă al folclorului oltenesc. Și l-am adoptat și noi puțin, l-am cam făcut muntean, că vine foarte des la noi în Dâmbovița. Și mă bucur că, iată, ne-am împrietenit. M-am împrietenit cu un om pe care cândva îl vedeam așa de neatins. Dar este... Nicoleta, când spunem țara românească, spunem Muntenia. Așa este. Și Oltenia. Și țara românească e țara românească, orice ar fi, orice s-ar întâmpla în restul țării, când trec oltenii Carpații, praf și pulbere se face. Peste 50 de ani să ne întâlnim tot aici pe această scenă. Să ne ajute Dumnezeu. Deci Nicoleta Vasile și Gheorghe Ciucioiu. Tinerețe, primăvară, primăvară, tinerețe, plai de mai. Cândresc în florile tale, ale tale, parcă sunt de tenerai. Tinerețe, cer albastru, cer albastru, cu luna și stelele. Tinerețe, cer albastru, cer albastru, luminoase soarele. Lună mai ia mai stai cu florile tale plai, cu plăpă și cu alai. Lună mai nu pleca, că mă doare inima după tinerețe.